Pasionat de lucruri vechi, un bărbat și-a transformat casa părintească din Zloți într-un mic muzeu, adunat până prezent zeci de radiouri de acum 50-60 de ani. Și nu doar. Întreaga poveste, imediat. Vite, turiste, alpiniste, oceane, vefe, fete, socale, este mai colecție. În casa lui Ion Schimbător, timpul parcă s-a oprit în loc. Nostalgic și pasionat de tot ce înseamnă trecut, bărbatul a reușit să adune de-a lungul vieții o colecție de radiouri. Astfel, în loc să ajungă la gunoi, aparatele vechi înfrumusețează acum locuința. Nu am vreo 66 de ori. 66 de radiouri? Da, raznic tranzistorul. Le-a adunat de la piețele de vechituri, dar și de la prieteni care îi cunosc pasiunea. Totuși, unele i-au rămas moștenire de la tatăl său. O stare, uite, mult zestru. Când eram copil. Vedeți? Pot. Asta când eram copil. Unde ce stare. Da. Eu am fost în clasă, nevian. Dar lucrează? Este, lucrează de baterie. Așa, turist, model 315, țina 39 de ruble. 39 de ruble, da, ce stoia. Ну, или 50-60, ему, наверное, где, даже больше. Vorbește cu drag despre fiecare obiect vechi din casă, care acum e parte din istorie. Așa vă-i показывали. Вот смотрите, видите? На углях. Видите? С подумом. Вот таких нет в Молдавии. Видите? С подумом. Собирается все колкат хайнили, как вам дальше. Короче, ладили. Cui să lăsați moștenire toate obiectele? Fișoara, mai departe, e treaba lui. De altfel, un arsenal întreg de obiecte vechi, care cu decenii în urmă făceau parte din uzul gospodăriilor din țară, și-au găsit adăpost în foișorul din curtea casei. În muzeul improvizat, toți oaspeții pot admira colecția. Când nu era lunină, asta, zăchimi lampami polițiului, și cu cușcă nu am anumit, ca șoate, ranții tu când șoate, utiuhi, călcat. Da. A este cândva la Juliana Daroga era. Dar doi l-ați luat? Dar, nu, asta e de mult, o dat un prieten la ziua de naștere. Dar vedem mai multe, televizorul câți ani are? Asta, Safir. Asta, nu, asta nu, Tariaca, Oceane. De unde e această dragoste pentru, iată, pentru lucrurile vechi? Nu, eu de azi, o marchi se vira, o marchi păcăjul, mi-e o și bălșaia colecție mare. Nu, вот, видите, здесь марки космонавтов и всего. Буквально старинные марки. Здесь и 30-х годов, и 20-х годов есть. Ambițiile bărbatului însă nu s-au oprit. Aici, la poartă, am zărit o mașină veche cumpărată recent. Mașina asta de 55 ani. Dar stă la poartă? Are aproape 70 de ani. Am luat pentru restaurație. Să fac... Nu, e antiquar, iubiu. Da, ea, nu se înțeleg că nu spornești, că aveți mult investit. Restaurație, mult, aici trebuie de vărut. Bani mult. Dacă e fața frumoasă, vă înțelegeți? Asta e vizdihor. Asta e la armată, cândva, când eu am fost în armată, comandier polca am îmbălat cu mașina asta. Și eu o ducem pe dânsul. Nu cu asta, dar tot și așa ca asta. Dar ce marca e asta? Podobie. GH69. Nu a calculat încă de câți bani are nevoie ca să restaureze vehiculul, dar planurile sunt mari. Frate, eu n-am de delă. Nu, păjau. Acolo tot e ruginit. Nu, tak ea să curățăm, să facem, să crescuim, să facem nichel, tot frumos, și lealea, cutii. Asta se scoate, cabina e și 6 oameni acolo, scaun pui așa, și se deschide, caroce, snimaiața crâșa, și bucoana, fortăcica, e purșaiața ca, nu, ca кабриолет какой-то. Охо-хо. Да, câți bani ați dat pe ea sau e secret? Nu se spune. Toate exponatele sunt păstrate la casa părintească din Zloți, care, la fel, are o istorie. Asta e casa din 61, vezi? Dar soția noastră ne alungi din ograd. Cândva asta e tata ne-a făcut casă și au vândut și eu am cumpărat înapoi. Asta e casa părintească, dar eu trăiesc la Chișinău, dar vin aici. A, deci casa a fost vândută. Casa... Vândută eu înapoi. Ați cumpărat, dragostea, casa părintească nu se vinde, da? Nu se vinde, sigur, da.